Pe măsură ce anii trec, oamenii se scufundă în ignoranță și confort, așteptând ca alții să le rezolve problemele. Ca de exemplu, temperaturile din verile fierbinți. La ora 12 în Brașov, în mijlocul străzii sunt 35-37 de grade Celsius, iar într-un parc oarecare, habar n-am cum se numește, este pe lângă gară, temperatura era de 24 de grade. De ce așa mare diferență? Preluând idei din mass media, fără să gândim la nivel de subconștient, credem că de vină este încălzirea globală. Nu faptul că în ultimele 10 de ani tăiem ca disperații pădurile și că înlocuim parcurile din orașe cu vaste proiecte imobiliare. Sunt atâția prinți și mari oameni de afaceri din numeroase țări care își spală banii prin ample proiecte imobiliare, ce înlocuiesc tot ce era verde în orașe sau pe lângă orașe. Dacă nu aveți numeroase parcuri dense și străzi cu copaci, de ce vă mai mirați că muriți de cald în orașe? Am desființat parcurile ca să construim noi blocuri. Am tăiat copacii ca să ne parcăm mașinile, iar acum dăm vina pe încălzirea globală. Nimeni nu dă vina pe prostia colectivă în care trăim de atâția ani, în care stăm indiferenți, căutând un confort minim prin care să ne justificăm existența. Nu îți trebuie nu știu ce studii de milioane de euro ca să înțelegi că cu cât se va extinde un oraș, cu atât va fi mai cald în acesta. Cu cât dispar mai multe spații verzi pentru a fi înlocuite cu proiecte imobiliare, cu atât va fi mai cald în oraș. E logic. Cu cât dispar mai mulți copaci din oraș, cu atât temperaturile vor continua să crească. Dar și în afara orașelor este la fel. Cu cât se vor tăia mai mulți copaci, cu cât vor dispărea mai multe păduri, temperaturile vor continua să crească. Și vor apărea tot mai multe dezechilibre în ecosistemele Pământului. Nu trebuie să fii nu știu ce mare om de știință sau doctor în nu știu ce domeniu ca să înțelegi această realitate. Și totuși, oamenii rămân indiferenți, preferând pâinea și circul. Iar confortul pare să-i țină hipnotizați, adormiți, în fața unor realități atât de grave. Dar în context mai intervine un stimul extrem. Banul. Pentru că banul îți permite să îți rezolvi multe nevoi și să îți îndeplinești multe dorințe, acesta are potențialul de a îngenunchea până și cei mai principiali oameni. De aceea vedem că luptă om contra om, că omul este capabil să distrugă totul în jurul său, chiar și pe sine, pentru bani. Acum, înțelegeți de ce omul este dispus să accepte soluții destructive în fața celor care susțin viața? Pentru că îi se îndeplinesc dorințe. Asta face banul. Ridicarea unui proiect imobiliar pe suprafața unui parc atrage o investiție de milioane de euro, poate chiar sute de milioane de euro. Însă păstrarea acelui parc n-ar fi generat nici măcar 5% din potențialul proiectului imobiliar. Și uite așa, fără parcuri, fără copaci, locuitorii unui oraș sunt obligați, vrând nevrând, să caute soluții să se răcorească, adesea în parcuri artificiale create de om. Acestea se numesc mall-uri. Au aer condiționat și îți vei sparge toți banii la shopping. În loc să te recreezi gratis într-un parc verde cu copaci, ești nevoit să-ți petreci puținul timp liber în mall-uri, contra cost, bineînțeles. Elitele, magnații, știu cum să stoarcă bani de pe urma voastră, chiar și în puținul vostru timp liber. Ei știu cum să vă monetizeze întreaga viață. Iar dacă parcurile artificiale, gen mall-uri și orașele în plină extindere aduc prosperitate pentru elite, control crescând asupra sclavilor din lagările de muncă numite orașe, de ce ar mai accepta elitele ca orașele să aibă parcuri verzi și copaci? De ce ar accepta ca fiecare stradă să aibă copaci sau fâșii late de 10-20 de metri de copaci plantați dens? Voi trebuie să vă topiți de cald, să vă îmbolnăviți sub betoanele orașelor moderne, să aveți permanente nevoi pentru care elitele au soluții, contra cost, bineînțeles. De asta, magnații lumii
elitele, cum le spun eu, au alergie la împăduriri. Pentru că dacă ați avea păduri dense lângă orașe, multe parcuri în orașe, copaci dens plantați pe marginea străzilor, nu ar mai fi atât de cald. Fără grade Celsius ridicate artificial prin defrișarea masivă a pădurilor și tăierea copacilor și desfințarea parcurilor din orașe, elitele nu vor mai putea să ceară noi taxe de mediu. Nu vor mai putea să creeze în permanență noi lipsuri și nevoi la care ele să vină cu soluții. Era atât de simplu. Începeam reîmpădurirea masivă a țării, a planetei, iar temperaturile fluctuau în limite tolerabile pentru corpul uman. Însă nu ne lasă elitele, nu le mai satură pământul. Iar proști care să lucreze pentru elite sunt destui. Vă vine să credeți că tot mai mulți oameni preferă gazonul artificial în fața celui natural? E mai ușor de întreținut? Cam atât pentru data zilei de azi. Nu uitați să dați dislike și unsubscribe. Și încă ceva. Că mulți vor spune că, dom'le, știi, temperatura se ia la umbră, nu la soare. Da, frate, se ia la umbră, dar tu prin oraș nu mergi cu copacul după tine. Mergi prin soare. Ca fapt divers, este 2 fără 10. Să vedem cât este temperatura la umbra unui castan de pe marginea drumului și cât este în mijlocul șoselei. De ce așa mare diferență? V-am arătat. Aici câțiva castane amărâți, în partea asta, prin stradă. De ce așa mare diferență de temperatură? Vă mai mirați de ce nu vor unii să reîmpădurim planeta? Să avem parcuri cât mai numeroase în orașe? Să avem cât mai mulți copaci pe marginea străzilor? De-aia. Dacă ați avea unde să vă răcoriți, n-ați mai merge în mall-uri, n-ați mai apela la soluțiile inovatoare ale elitelor.